Deșteptarea. Hai să le spunem oamenilor pățania colegului nostru Adi. Adi este producătorul Deșteptării în mod obișnuit și cu băieții, și cu Vlad, George și Luca, dar a rămas și cu noi. Facem ședințe în fiecare seară și vorbim. Și aseară, nu, acum două seri. Două seri, da. Acum două seri. L-am auzit pe Adi în mijlocul ședinței, acasă, fiecare la casa lui, dați seama, prin telefon, spunând deodată așa, știi, în mijlocul, stai, îngheață, pe loc. Zic, poftim? Zice, copilul. Da, nu, le înghețaseră mâinile pe laptop, știi? Asta a fost aseară și aseară am zis, mai, hai să vorbim despre ce trăsnei mai fac copiii prin casă și zic, da, să vorbim și la 30 de secunde l-am auzit, nu. Pune mâinile pe tabletă. Am două mâinile pe tabletă în momentul ăsta. E greu să fii părinte. Vezi ce înseamnă jobul de acasă? Da, acum înțelegem pe cei care au lucrat de acasă și au avut și copii prin jur. Adi săptămâna asta lucrează de acasă și uite că se întâmplă lucruri. Trebuie să fie foarte atent și la ce comunică, și la ce scrie acolo, însă și la copii. Al meu intra după canapea. Aveam o canapea, știi, în sufragerie. Și reușea să intre foarte bine când era mic. Avea 3-4 ani așa. Și aveam niște picturi rupestre în toată casa, deci se băga acolo și desena omul. Deci a lăsat niște urme, ce să zic, ce-și închipuia. Peretele la alb era absolut minunat. Era atât de frumos peretele la alb încât l-a pictat în dușmănie așa. Și venea odată maică-mea la mine și am zis, dom'le, hai să vopsim și noi peretele ăsta, să nu se vadă așa când vin oamenii în casă. S-a luat un trafalet, s-a vopsit, nu pot să zic că imediat ce s-a uscat. Deci după ce a căpătat din nou acces și a rămas pentru o oră singur, s-a dus și l-a refăcut tot. Normal. Și aveam linie trasă de la intrarea în casă, așa, știi, la nivelul ăla de 1 metru, până unde putea să ajungă, până în dormitor exista o linie făcută cu... Tu n-ai făcut nicio linie când erai mic pe pereți, cu creionul, cu stiloul, cu cerneala, cu aoleu câte erau. Pe vremea noastră eu cred că am făcut mai multe tâmpenii decât fiul meu, că noi ne mai duceam și afară, ne mai întâlneam cu copii. Acum e mai de stat în casă, așa, știi? Eventual să spună, ți-a stricat calculatorul. Mi-a făcut-o cu laptopul. Da. Ți-am povestit? Deci stăteam și mă uitam la el, dar am avut timp. Nu. Deci degetul îi încăpea sub tastele de la laptop. Și aș fi așteptat. Deci nu a scos tasta de unul singur, așa, adică nu era nicio distracție. M-a văzut că intru acolo în cameră, ținea degetul sub tastă, eu atât am apucat, era ca în filme, să zic, știi, cu încetinitorul, stai, nu fă nimic, și zâmbea așa și l-am văzut. Pe măsură ce mă apropiam de el, ne despărțeau 2-3 metri. Îl văd cum mișcă degetul și sare tasta aia de acolo. Buf! Sare așa. Nici că am mai reușit să o pun la loc. Și după aia a început să le scoate pe toate. Când vine vorba despre laptopuri, calculatoare, oricum copiii sunt mult mai inițiați decât noi. Chiar și ne-a le strica, dar tot ei le și repară, ceea ce nouă nu ne este de fiecare dată, știi? Care este cea mai mare trăznaie pe care a făcut-o copilul tău? Vă întrebăm pe voi, cei care ne auziți și ne ascultați în aceste momente. Chiar am fi curioși cu ce se mai ocupă copiii în perioada asta. La capitolul năzbâtii. De la stricăciuni, plecări, ascunderi, de-alea devastat inima în loc, sau poate ați comis-o voi, dacă vă mai aduceți aminte. Că s-ar fi schimbat și năzbâtiile astea. Unele erau atunci pe vremea noastră, altele sunt acum. Deci, surprindeți-ne, haideți să facem așa, 0728 3 de 1 3 de 2. S-ar mai sparge geamuri cu mingea? Nu cred. Nu, și geamurile de azi nu cred că s-au mai spart. Azi termopan. Dar ceva... Dar praștia... Praștie, da. Vitrina în casă, eu jucam fotbal. Vitrina în casă cu bibelouri, jucam fotbal în casă și spărgeam vitrina aia de fiecare, mă rog, o dată pe an. Dar am văzut o farsă pe internet, niște puștani au pus pe televizor un autocolant care arăta ca și cum televizorul s-a spart, știi? Și pe aia dădeau cu mingea prin casă și l-au chemat pe taică-sul. Se arată, mamă, deci ce era la gura omului ăla? Bun, astea erau năzbâtiile noastre, să zicem. Sunt curioși ce se mai întâmplă acum. 0728111222, scrieți-ne pe WhatsApp. Dacă ai copii și e prea liniște în casă, măi, se întâmplă ceva și trebuie neapărat să te duci să verifici, că poate fi prea târziu dacă aștepți prea mult. Uite, ne scrie Carmen din Hunedoara. Fica mea avea cam 3 ani și fiind prea liniște în casă, m-am dus în cameră să văd ce face și draga de ea băgase fierul de călcat în priză și călca covorul. Nu a ars covorul, din fericire, și nu s-a întâmplat nimic altceva grav. Carmen Hunedoara. E cineva pe care îl bănuiesc cam de vârsta noastră și care spune că în copilărie a tăiat franjurii de la perdea, de la perdeaua de Pașcani. Ține minte că asta e ceva important. Ține minte că erau perdele și draperii. Ține minte perdelele, da, cu franjuri, nu mai țin minte denumirile. Da, da, da. Și da, le purtau foarfecă, da, da. Aia e dramă. Era deci, la modă dramă în perioada aia. Aia e dramă, strici întreaga casă. Sau tapetul. Dacă stricai tapetul, vai de mine, era tragedie. Uite, un copil de 14 ani, un adolescent, ne povestește că avea în curte acasă. Ăștia, adolescenții de tip nou. Când era mai mic, avea în curtea casei o magazie cu multe geamuri mici, geamuri de sticlă. Și era foarte curios ce se întâmplă dacă dai cu mingea în geam. A aflat copilul. Deci curiozitatea... Uite că știe ceva în plus. Da, Nicolas. Normal. Așa înveți, domnule. 3 anișori. Avea o bormașină de jucărie. Mamă, pot să dau gaură în perete? Da, mamă, poți... Bormașina de jucărie, nu? Da. Liniște 15 minute. Vezi, iară, liniștea. Da, așa. Nic dăduse o gaură lângă tocul ușii din dormitor, care era ajustat din polistiren. Nu am putut să-l cert, doar îi dădusem voie. Nu știu cu ce a dat gaura, că dacă o dădea cu o bormașină din aia în toată regula, s-a dus naibii de liniște. Ramona din Craiova, mulțumim. Ia, ascult-o pe asta de la Vlad din Iași, care povestește de copilul unor prieteni, deci copilul de 3 ani pe care l-a găsit sprijinindu-se de plasa de țânțari de la bucătărie. Da, nu s-a desprins plasa. Cleme foarte bune. Cosmin din Deva, băieți, fiul meu la numai 5 ani are deja 2 TV-uri sparte la activ. Campionul, campionul. Eu am un prieten în America care are cont pe Amazon, știi? Așa. Și de la, știi că pe Amazon, la cumpărături, poți să-ți faci un cont cu one click buy, adică te uiți la un produs și dai un singur click, n-ai pașii aia de făcut ca la magazinele obișnuite. Aha. Și îți și face comanda, adică știe care e adresa ta, știe care e cardul tău. Dacă ai cardul salvat, dacă ai adresa setată. Da, exact, pentru aia, one click buy, cumpărături cu un singur click. Și a cumpărat lucruri de $8.000. Câte clicuri? Din câte clicuri? Bă, da, din câteva zeci de clicuri. Da, bine că oricum și-a permis suma. E ceva. Da, nu, deci au sunat, mă rog, s-au oprit, dar zice, la un moment dat veneau livrările, până când s-au prins că omul făcuse comenzi, veneau livrările cu zecile. Într-o zi a pus un afiș mare în fața casei și a zis, vă rugăm, nu mai livrați, produsele se returnează. Încerc să înțeleg un mesaj care sună așa. Eu când eram mic, până aici e totul clar. Da, îți spun eu că l-am și eu. Am tăiat sau am tatuat? Am tăiat cablul la veioză cu foarfeca. M-a aruncat în sus. Deșteptarea